O veste tristă vine de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii de la Constanța. Puiul de delfin Baby, născut în captivitate, nu a supraviețuit. Reprezentanții delfinariului spun că puiul avea plămânii și ficatul afectate și nu exclud nici prezența unor malformații congenitale. Din fericire, conducerea complexului nu a fost nevoită să suspende spectacolele, astfel că și astăzi delfinariul a fost neîncăpător. Moartea puiului de delfin a fost una extrem de rapidă. Evoluția a fost acută, iar reprezentanții Complexului Muzeal de Științe ale Naturii spun că și dacă ar fi existat aparatură de specialitate, situația nu s-ar fi schimbat. Contrar evoluției favorabile din ultima perioadă și a faptului că puiul era foarte energic și chiar interesat de jucăriile folosite la antrenamente, decesul a survenit subit. Veștile nu sunt deloc bune, sunt chiar triste. Noi, probabil mai mult decât oricine, suntem dezamăgiți. Resimțim pierderea. Evident, noi am lucrat în fiecare zi cu el, mai ales în ultima vreme, de când el a crescut și a început să fie interesat să interacționeze cu noi, cu jucăriile și așa mai departe. În urma examenului pe care l-am efectuat, examenul necropsic, ne-a arătat clar cam ceea ce s-a întâmplat. Organismul lui nu se adaptează la condițiile de viață pe care trebuie să le susține pentru restul vieții lui, indiferent dacă este în captivitate sau în sălbăticie. Rata de supraviețuire la pui născuți de delfin e destul de mică oricum. Aparatură specială, în afară de ceea ce avem deja, ar fi fost, după părerea mea, relativ inutilă. Nu e ca și cum poți să faci foarte ușor un remene la un delfin și atâta timp cât natura afecțiunii, evoluția este acută sau chiar supraacută, aș putea să spun, având în vedere cât de repede s-a desfășurat totul. Toate echipamentele din lume și cu toate spitalele din lume nu prea ar fi schimbat cu nimic ca deznodământul, din păcate. Necropsia efectuată de specialiști a arătat faptul că micul pui nu s-a putut adapta la condițiile de viață, fie din cauza unei malformații congenitale, fie pur și simplu nu a vrut să facă asta. Cu alte cuvinte, a fost vorba de o deficiență de respirație. Vorbim despre animale vii, care oricum și în marea deschisă au o rată de mortalitate destul de mare. În literatură este menționat faptul că un pui supraviețuiește cu siguranță doar după ce atinge vârsta de un an. Toată lumea știe că noi am zis clar că îl protejăm foarte, foarte strict până la 6 luni și după aceea îl vom monitoriza, ceea ce am și făcut. Dar, din păcate, nu s-a putut mai mult de 4 luni de zile. Cei care fac scufundări știu foarte bine că trebuie să se acomodeze cu compresia și decompresia. La cetacee, acest sistem este foarte bine organizat de mama natură, numai că puii trebuie să-l învețe. Și se pare că puiul nostru, din păcate, nu știm dacă genetic, dacă n-a vrut el să învețe corect. Motive pot fi foarte multe. Ideea însă este că el nu a putut să realizeze această decompresie și compresia sistemului respirator în parametri eficienți. Seara se ducea la mămica, nota cu mămica, se juca, era chiar interesat în ultimul timp să atingă și jucăriile, ceea ce pe noi ne bucura. Deci nu a dat un semn. Moartea puiului de delfin nu a afectat programul spectacolelor, astfel că astăzi sala a fost arhiplină. Turiștii și-ar fi dorit să-l vadă și pe Baby, însă chiar și așa s-au bucurat de demonstrația oferită. A fost frumos, copiilor le-a plăcut și noi ca adulți am fost încântați. Sperăm să revenim cât de curând. O să mai venim și altă dată. E prima oară? Da. Minunat! Noi am mai fost chiar în primăvară, dar acum a fost mult mai complex. Dar fără Baby! Fără Baby, da, da, din păcate am auzit, da, despre... Pe 8 martie, delfinariul din Constanța a anunțat cu bucurie nașterea lui Baby, primul pui de delfin născut în captivitate. Baby a fost rezultatul împerechierii dintre 2 variații ale speciei Tursiops truncatus, mama, un delfin femelă din China, și tatăl, un delfin din Ucraina.